dată Domnului pentru această nouă ocazie de a fi împreună și în această seară o să trecem la studiul nostru, volumul 5. Suntem la pagina 163 pentru cei care doresc să urmărească. La pagina 163 avem un nou capitol, să zicem așa, care are ca titlu Calea Împăcării, Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci acesta este titlul următorului capitol de care ne vom ocupa cu ajutorul Domnului din această seară. Acum aș dori să citesc câteva pasaje din acest capitol, după care o să încercăm să ne aducem și noi aportul nostru cu ceea ce putem fiecare, cu ceea ce avem, să zicem așa, nu de la noi, ci de la Domnul. Și fiecare, din nou, vă îndemn ca fiecare să participăm, adică cât în număr cât mai mare, să participăm cu gândurile noastre. Poate avem o scriptură, poate avem un gând sau o întrebare, o nelămurire. Fiecare, așa cum ne ajută Părintele Ceresc, să putem să participăm la acest studiu. Voi da citire câtorva paragrafe. Deci, cum am spus, Calea Împăcării, Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Acesta este titlul. O să mai citesc titlurile acestea scurte de aici, pentru că ele se vor dezbate în detaliu pe parcursul acestui capitol. Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi ați primit un Duh de înfiere prin care strigăm Ava, Tată. Însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Romani 8, 14 la 16 este un prim citat scriptural. Iar mai încolo, în continuare, avem un alt citat scriptural din Ioel 2, cu 28. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și mai departe, explicația fratelui Russell ne spune așa. Marea lucrare a împăcării n-ar putea fi analizată cum se cuvine și nici n-ar putea fi înțeleasă clar dacă lucrarea Spiritului Sfânt în legătură cu aceasta ar fi trecută cu vederea sau ar fi ignorată. Spiritul Sfânt are mult de a face cu prezentarea împăcării, arătând credinciosului iertarea divină, precum și îndrumându-l în deplină reconciliere a inimii cu Dumnezeu. Sub influența de concepere a Spiritului Sfânt primit de Domnul nostru Iisus la botezul său, la începutul misiunii sale, inima s-a consacrat, a putut să vadă clar și distinct voia Tatălui, cursul potrivit, calea îngustă a jertfirii și să aprecieze făgăduințele nespus de mari și scumpe, a căror împlinire era dincolo de umilirea, înjosirea și moartea sa la Calvar. Așadar, prin Spiritul Sfânt, Răscumpărătorul nostru a putut să înfăptuiască marea sa lucrare, fiind condus de el să facă ceea ce era plăcut și acceptabil înaintea Tatălui și ceea ce a dat răscumpărarea pentru toată omenirea. Spiritul Sfânt se identifică în mod asemănător și cu biserica. Toți cei care au acceptat meritele marelui sacrificiu pentru păcat, care au venit la Tatăl prin meritul sacrificiului Fiului și care s-au prezentat ca sacrificii vii, în armonie cu chemarea de sus la natura divină oferită acestora în veacul evanghelic, au avut nevoie și au avut ajutorul Spiritului Sfânt. Numai în măsura în care cineva primește Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, este în stare să vină pe linia bună a părtășiei cu Tatăl și cu Fiul, așa încât să poată înțelege care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită și să o facă. Numai prin Spiritul Sfânt suntem îndrumați dincolo de simpla literă a mărturiei divine la o apreciere cuvenită a lucrurilor adânci ale lui Dumnezeu și a tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le are în păstrare pentru cei care îl iubesc, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și inima omului nu s-a, și la inima omului nu s-au suit, pentru a le înțelege și a le aprecia. 1 Corinteni 2, 9 și 10. Funcția Spiritului Sfânt va fi așa de importantă și în veacul milenar,
în aducerea lumii iarăși în armonie cu Dumnezeu, sub condițiile noului legământ prin meritele jertfei iubitorului răscumpărător. În conformitate cu aceasta, Domnul, prin profetul Ioel, textul citat din Ioel 2, 28 și 29, mică parte, a tras atenția asupra acestui fapt, arătând că în timp ce în acest veac evanghelic va turna spiritul său numai pentru slujitorii și slujitoarele sale, totuși, după aceea, Spiritul său sfânt va fi turnat în mod general peste lume, peste orice făptură. Și aici aș dori să fac o paranteză, o să vedeți că avem o notă marginală la subsol referitor la acest aspect, aș dori să o citesc și aceasta. Ordinea acestei binecuvântări este inversată în această declarație profetică, foarte probabil pentru a ascunde problema până la timpul potrivit și astfel ascunde ceva din lungimea și lățimea, adâncimea și înălțimea planului divin până la timpul potrivit ca acesta să fie cunoscut și apreciat. Continuu. În veacul milenar, deci progresul lumii va fi în deplin acord cu Spiritul Sfânt și în măsura în care oamenii vor ajunge să fie în armonie deplină cu acel Spirit Sfânt, vor fi potriviți pentru condițiile vieții, bucuriei și binecuvântării veșnice, care vor fi după veacul milenar. Faptul că Spiritul Sfânt va coopera cu Biserica glorificată la binecuvântarea tuturor familiilor de pe pământ este mărturisit și de Domnul nostru. După ce ne înfățișează gloriile mileniului și rezerva lui abundentă de adevăr ca un râu mare al apei vieții, limpede pe cum cristalul el zice, și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui care este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Apocalips 22 cu 17. Acum aici ne oprim și să încercăm să vedem ce rol are, conform Scripturii, Spiritul Sfânt sau Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, cum este aici în titlu, ce rol are el în ceea ce privește lucrarea de împăcare a omului cu Dumnezeu. Dar, mai întâi, poate că ar fi bine, ca și un fundament, să vedem în câteva cuvinte, conform Scripturii, ce este Spiritul Sfânt, așa cum este arătat el de Scriptură. De ce pun această întrebare mai întâi sau această idee de discuție? Pentru că ideile în creștinătate sunt foarte multe și foarte diferite în ceea ce privește acest aspect. De aceea, haideți să vedem în lumina Scripturii ce este Spiritul Sfânt, sau așa cum este aici denumit Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Ca să putem avea o plecare a discuției noastre, apoi mai departe să vedem ce rol are acum și ce rol va avea în viitor acest Spirit Sfânt al lui Dumnezeu sau Spiritul Sfânt în vederea lucrării de împăcare a omului cu Dumnezeu. Pentru început, aceasta ar fi întrebarea de discuție, lansarea discuției, ce, în lumina Scripturii, ce este Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu? Da? Așteptăm. Da, frate Grigor? Ioan? Da, vreau să zic că Spiritul Sfânt este puterea activă a Tatălui Ceresc. Vedem că Domnul Iisus Hristos în Ioan 16 zice că mă duc la Tatăl și vă voi trimite un mângâietor. Dar acela nu poate veni până nu mă duc eu. Vedem că Domnul s-a prezentat înaintea Tatălui, după ce a pus jertfa înaintea dreptății divine, a venit acea putere
peste apostoli. Cu 10 zile mai târziu, că la 40 de zile Domnul s-a înălțat și la 10 zile Spiritul Sfânt, nu le-a mai fost frică, a ieșit, a început să propovăduiască, în văzut tuturor, în auzut tuturor. Și ce putere le-a dat acel Spirit Sfânt? Și acela se revarsă peste biserică până când biserica va fi încheiată, până ce se duce ultimul membru, acel Spirit Sfânt. Să știm că noi nu datorită nouă putem privi în aceste lucruri. Aceste lucruri sunt foarte mari, lucruri ce noi le discutăm și le analizăm. Sunt doctori în Biblie și mari învățați al lumii care nu le pot vedea. Dar vedem că Dumnezeu ne-a binecuvântat și noi le putem privi și le putem discuta datorită acelui spirit al lui Dumnezeu, datorită aceei puteri a Tatălui Ceresc. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, frate Grigor. Da, deci iată, vedem acest Spirit Sfânt al lui Dumnezeu nu este o persoană, așa cum majoritatea creștinătății crede, înțelege, ci este, iată, o putere care, vedem, am avut acel exemplu adus în atenția noastră de către fratele Ioan Grigor. Apostolii, cei care au fost în ziua cincizecimii acolo, până atunci plini de frică, datorită revărsării acestei puteri a lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, a Spiritului Sfânt peste ei, au fost plini de putere, de curaj și vedem apoi ce au reușit ei să înfăptuiască mai departe. Da, frate Pătru, te ascultăm. Pacea Domnului, dragi frați și surori, vreau să amintesc, tot cu privire la acest spirit, trebuie să observăm chiar Domnul din Spiritul care l-a primit la Iordan, le dă la apostol și la cei 70 de ucenici ca să facă și lucrări care le făcea Domnul vindecări. Vedem că din ceea ce au primit de la Tatăl le dă și lor o măsură, dar mai puțină măsură. Vedem că măsura mare nu a primit-o, cum s-a amintit, numai de la Rusali. Dar au avut o măsură de spirit și ei până în acela timp. Da, mulțumim. Da, așa este. Vedem că ei cu ocazie, într-o anumită ocazie, ei vin și erau foarte încântați că duhurile le sunt supuse, că au făcut minuni și Domnul le spune să fie mai mult decât atât, să fie bucuroși că numele lor este scris în cartea vieții. Da, sora Daniela și Șeșteanu, mai avut mâna ridicată, dacă mai doresc să aici să spui ceva, sora Daniela. Scuze. Mulțumesc frumos, pacea Domnului, dragi frați și surori. Eu am vrut să aduc scriptura care a dus fratele Grigor din Faptele Apostol 1:8, unde spune: și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Mulțumesc! Da, mulțumim! Cred că este foarte bună această scriptură. Deci, iată, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu. Da, mulțumim. Frate Cornel Brie, te rugăm. În armonie cu versetul amintit de sora Adana, aș citi și eu din Isaia, capitolul 11, versetul este 2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Aici aș înțelege că a avea Duhul lui Dumnezeu înseamnă a avea acest spirit a înțelepciunii, a priceperii, a înțelegerii, a respectului față de Domnul și așa mai departe. Deci din textul acesta este clar că Duhul Sfânt nu poate fi o persoană. Că dacă ai spune că e o persoană, Duhul în acest sens ar fi Duh de înțelepciune o persoană, Duh de pricepere altă persoană, nu merge, nu este scriptural și rațional. Și când ne gândim la cuvintele Domnului Iisus înainte de moarte, când o zis luați Duh Sfânt, sau chiar poate că după înviere, da, luați Duh Sfânt și-o suflat peste ei Duh Sfânt. O persoană nu se suflă,
nu se toarnă. Mulțumesc! Da, mulțumim! Deci, iată, am văzut câteva scripturi, câteva exemple în care, putem înțelege destul de clar, cred eu, dacă pentru oricine dorește să privească atent în Scriptură, că sunt atâtea exemple în care Duhul Sfânt nu este arătat că se revarsă și așa mai departe, ceea ce nu poate să facă o persoană. Desigur, vom găsi că nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu sau, deci, sigur că cineva acolo ar putea spune, na, uite-te că Duhul Sfânt are, deci Duhul Sfânt are sentimente, numai o persoană poate avea sentimente, dar cred că este o cu totul altă înțelegere aceasta. Da, sora Daniela, te ascultăm. Mulțumesc, frate. Am iertat-mă că tot să intervin, dar am mai găsit un verset foarte bun în Faptele Apostolilor. 2:4, unde spune tot așa, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Pentru noi așa e ușor să înțelegem că dacă ar fi umplut cu persoane, e inacceptabil, nu se poate înțelege așa, dar ultim nu știu ce, mulțumim Domnului și mă scuzați că am intervenit din nou. Nicio problemă, sora Dana, foarte bine, o altă scriptură, deci iată, au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Deci iată, vedem, că așa cred că cum amintea primul interlocutor al nostru, fratele Grigor, deci iată, vedem, Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt este o putere activă, lucrătoare, care are efecte în viața celui care îl primește, care vine de la Tatăl. S-a mintit și textul în care Domnul Iisus spune, eu mă duc la Tatăl și vă voi trimite un alt mângâietor care va fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Dacă eu nu mă duc la Tatăl, acel mângâietor care este Duhul adevărului nu va veni. Deci iată, vedem că acest Duh de la Tatăl, această putere vine prin Domnul nostru Iisus. Da, frate Morariu, te ascultăm. Da, vă mulțumesc, fraților, și mă gândeam că cum poate cineva în același timp să înțeleagă sau să nu înțeleagă un lucru atât de mare și atât de adevărat, așa cum am auzit citindu-se și comunicându-se în același timp de frații care au vorbit înaintea mea. Biblia este atât de limpede pentru cel pe care Domnul o găsește cu care să-l smulgă din acest veac rău și să-l binecuvinteze în Hristos. Și dacă așa stau lucrurile, atunci hai să vedem puține cuvinte cu adevărat în ce privește legătura aceasta. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Un prim pas din Evanghelia după Matei, după Ioan capitolul 14, versetul 17. Un al doilea gând care cu adevărat este esențial pentru noi acum, nu vorbim noi despre cei care doresc să aștepte ceva miracole, niște lucruri care să fie, știu, în particular sau la obiectivul general, să vadă cineva anumite lucruri. Nu. Uite ce spune un al doilea gând în legătură cu acest lucru. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, îndrăbuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și aș vrea să continu fără explicație, citam din 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12 și 13 și cu care și vreau să închei, pentru că noi știm despre ce este vorba și dacă suntem pecetuiți cu pecetea Spiritului, avem această arbuna moștenirii. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Dacă vom fi în armonie cu acelea gânduri care cu adevărat nu se privesc prin vedere și prin credință, atunci vom înțelege limpede pe ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este o prăpastie, dar pentru noi este o mare bucurie, dar așteptăm, cum am auzit mai înainte, și pentru ei rezolvarea problemelor la timpul potrivit. Vă mulțumesc, am citat din
2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Vă mulțumesc, fraților. Da, mulțumim. Chiar în primul citat, rostit de fratele Morariu din Ioan, acolo avem relatarea că el, adică Duhul lui Dumnezeu, va fi cu ei și în ei, în ceea ce îl vor primi. Deci iată, vedem o persoană, dacă luăm așa strict în felul acesta, nu poate fi în altă persoană. Cu altă persoană poate, dar nu în altă persoană. Da, mulțumim, frate Morariu. Frate Nicolae Zoicaș, te ascultăm. Da, mulțumesc. În legătură cu înțelepciunea care a primit-o Domnul Iisus, zice, după cum o citit fratele în Isaia 11:2, Duh de înțelepciune, această înțelepciune, după cât înțeleg eu, este înțelepciunea de sus, este o energie divină care poate să lucreze în toate domeniile de activitate, poate să lucreze în domeniul creierii. Duhul lui Dumnezeu era deasupra apelor când era la începutul creației și a început să producă ființe acolo în ocean. Și vedem că dacă îl privim din punctul de vedere al susurului blând și subțire pe care l-a auzit Ilie, după toate cataclismele care au trecut prin gura peșterii, acest duh de înțelepciune este acea energie care, acum în vârsta evanghelică, s-a revărsat peste Domnul și este așa cum l-a văzut Ioan. Această înțelepciune este curată. El a văzut-o porumbel alb. Dar nu acela era duhul, ci doar pentru el era un semn. Pentru ca să vadă că peste cine se lasă duhul, acela este Mesia. Vedem că la corabia lui Noe, când a venit porumbelul de cu ramura de măslin în cioc, când a fost secat apele potopului și au putut să iasă din corabie, tot așa va fi când va înceta necazurile mari din lume acum, acest duh va veni tot așa ca și cum a venit atunci cu o ramură de măslin în cioc, simbol al păcii, și aceasta o călăuzit pe Domnul Iisus, o călăuzit biserica și va călăuzi și lumea în viitor, această înțelepciune de sus. Și apostolul Iacov spune că în Iacov 3:17, această înțelepciune este întâi curată, deci e bazată pe dreptate. Este și înțelepciune care e bazată pe viclenie, pe egoism, pe răutate. Vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Nu trebuie să mai spunem, dar înțelepciunea care vine de sus e curată, apoi e pașnică, apoi e blândă, apoi e ușor de înduplecat, e ușor de convins. Cine are o inimă bună ca să primească această înțelepciune, nu-i trebuie multe ca să-l poți să îndupleca. Ce calități mai are? Plină de îndurare, de milă și de roade bune. Încă ceva, fără părtinire și nefățarnică. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Nicolae. Frumos! Are frumoasă această descriere, vedem că în câte părți sau ce spectru larg acoperă acest Spirit al lui Dumnezeu sau Spiritul Sfânt. Da, frate Ioan Berci, te ascultăm. În legătură cu cele câte le-am auzit până acum, îmi aduc aminte din Evanghelia după Luca, capitolul 4, pe acolo, dar relatarea e luată din Isaia 61, când din patria lui, din sinagogă, îi se dă cartea prorocului Isaia și citează din Isaia 61, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Și sunt mai multe lucrări, dar ce vreau să spun,
După aia închide carte, o dă înapoi și le spune, acolo nu mă duc să caut, dar mă duc aminte că zice, astăzi s-au întâmplat aceste lucruri. Deci Domnul era prezent, era în activitate. Și mai vine minte un gând când le spune să nu se depărteze de Ierusalim până le va trimite Mângâietorul, Duhul Adevărului, care îi va călăuzi și care vine și purcede de la Tatăl. El va mărturisi despre mine și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început și ați învățat de la mine. Mai sunt și altele. Mulțumesc. Atât. Da, mulțumim, frate Ion. Da, frate Murariu, te ascultăm. E foarte adevărat că după cum am auzit și după cum s-au relatat cele patru înșușiri ale Domnului nostru, vine Pavel și se completează, că aș vrea să fac o legătură așa frumoasă, care să continue, să fie un buchet care să dea gust și să fie cuvântul lui Dumnezeu pentru noi mai bun ca mierea și mai dulce decât picurile din fagure, zice Salmistul în Psalmul 19, versetul 10. Acum, aici, în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, spune în felul următor. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și vine Apostolul Pavel în continuare și vrea să ne spună în tema aceasta. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a revărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Când ne gândim la acest citat biblic, din Tit, capitolul 3, versetele 5 și 6, ne dăm seama că în versetul 6 se varsă ceva ceea ce spuneai tu odinioară un pic mai înainte, când Dumnezeu va turna din plinătatea Lui peste orice ființă, orice carne, cum spune de fapt comentariul din profeția lui Ioel. Voi știți, ca și mine, același adevăr. Dar toate la vremea lor. De aceea am vrut să amintesc acest lucru pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care de fapt ce a făcut? Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune și așa cum am auzit, dreptate, sfințire și răscumpărare. Domnul să ne ajute ca să avem garanția că noi nu stăm la o discuție de vorbe, ci stăm în fața unui fapt împlinit de către cineva pentru bunăstarea noastră dacă vom copia și vom trăi la aceeași cotă de înălțime cum am fost chemați prin Iisus Hristos. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Morariu. Frate Aurel, te ascultăm. S-aude? Da, acum da, acum da, da. Duhul Sfânt are multe aspecte și am putea să fim amăgiți uneori că recunoscând și practicând anumite aspecte suntem bine în toate. Dar acest Duh Sfânt care s-a odihnit peste Domnul Iisus și care și peste biserică s-a revărsat, este nu numai de înțelepciune, de adevăr, de tărie, dar și de frică sfântă de Domnul în toate. Nu doar de plăcerea de a vorbi despre Domnul, așa cum în Psalmul 50 cu 16 până la 20-22 încolo, arată că la unii le place să vorbească de Domnul, dar în același timp nu le place să asculte de Domnul și se întovărășesc cu cei care sunt, trăiesc în adulterie sau alte stări. Dar le place să vorbească despre Domnul și Domnul acolo nu îi reproșează că nu vorbește adevărul, ci pentru că nu se supun, ascult și când copiii săi le dau mustrarea Domnului, nu primesc, aruncă înapoi a lor și caută să-i defăimeze pe fiul mamei lor, mama de legământ. Deci, nu doar a recunoaște adevărul și a vorbi, a predica este un semn că avem Spiritul lui Dumnezeu. S-ar putea ca acest Spirit să-l avem din vremurile când am promis ascultare și l-am primit. Și după aia rămâne ca o informație, dar dacă nu rămâne și ascultarea,
starea noastră de har este atâta timp cât până în momentul prezent când ascultăm. În momentul următor când ascultăm, așa cum spune Ezechiel, toată starea neprihănită a celui care a fost neprihănit până atunci se uită de Dumnezeu. Dar oamenii nu văd asta, că unii nu ascultă. Totuși faptele se văd, dar unii rămân mânguliți că dacă cineva vorbește adevărul, asta înseamnă că e totul. Și nu e totul. Cam atât. Da, mulțumim. Așa este. Frate Cornel Brie, te ascultăm și apoi... Nu aș vrea să subliniez doar un gând. Domnul spune când va veni Mângâietorul. Eu înțeleg că Duhul Sfânt, pe lângă alte caracteristici, are și această misiune de a mângâia, de a pansa, de a lega rănile. De aceea socotesc că cei ce sunt conduși de Duhul, adică de Mângâietor, vor avea și această plăcere, menire de a mângâia și ei pe cei întristați, pe cei cu Duhul zdrobit. Nu mângâie păcatul, evident că mustră păcatul, dar vor mângâia pe păcătosul pocăit. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Cornel. Haideți să mai facem un pas mai departe. Frate Aurel, mai dorești să spui ceva sau ai rămas cu mâna ridicată? Foarte scurt, și eu vreau să spun aceasta, ce a zis fratele Cornel, e adevărat, dar uneori e mustră păcatul, dar păcătosul are nevoie de un tratament, așa cum spune Isaia 5 cu 20 încolo, are nevoie uneori să primească anumite tablete amare și spune că acolo unde trebuie dat amar, dă amar, nu dulce. Și invers, când unde trebuie dat dulce, dă dulce și nu amar. Dar se întâmplă uneori în poporul Domnului și invers aceste lucruri și de aceea e bine ca să observăm Spiritul Domnului că este, nu lucrează și așa și așa, ci numai într-un singur fel, disciplinat după fiecare regulă a Domnului. Atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Da. Haideți să facem un pas mai departe, tot rămânând aici. Deci am văzut acum în linii mari ce este Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, cum se manifestă El. Și acum, mergând puțin mai departe, tot din acest paragraf, ideea centrală, aș zice eu, s-ar pune întrebarea care a fost rolul Spiritului Sfânt în viața Domnului Iisus și care este rolul Spiritului Sfânt în ceea ce privește copiii lui Dumnezeu din această vârstă evanghelică. Ce rol a avut acest Spirit Sfânt în viața Domnului Iisus, în ceea ce privește lucrarea sa de mântuire a întregului neam omenesc și ce rol, ce funcție are acest Spirit Sfânt al lui Dumnezeu în viața copiilor lui Dumnezeu? Pentru început ne vom referi la această vârstă evanghelică. Ce rol are, ca așa zice aici titlul, calea împăcării, Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu? Ce rol are acest Spirit Sfânt? Pentru început, din aceste două perspective, a Domnului Iisus și a tuturor urmașilor săi, copiilor Domnului din această vârstă evanghelică. Ce face acest Spirit Sfânt ca să poată conduce pe om la mântuire? Da? Frate Aurel, te ascultăm. Calea împăcării este una singură. Spiritul Sfânt, sau care reprezintă voința lui Dumnezeu, ne arată calea. Și ne amintim la un moment dat, cineva a venit la Domnul și a zis: Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul a spus: Binele este unul singur. Ce citești în lege? Cum citești acolo? Deci binele este unul singur, calea mântuirii este una singură. Nu poate să existe mântuire fără de a umbla pe calea mântuirii. Și calea mântuirii ne arată Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, dar nu independent de cuvânt, ci prin cuvânt. Adică orice interpretare și orice înțelegere că se poate așa sau așa, dacă nu este susținută de cuvânt sau care vine în conflict, chiar cu o singură iotă sau frântură de slovă, aceea nu este calea mântuirii. Și știm că Adam
n-a făcut mare pagubă în grădină decât a gustat din ceva interzis. Și astăzi în grădina lui Dumnezeu sunt pomi interziși și pomi admiși. Și a gustat din ceea ce Dumnezeu spune nu, justificând pentru că în timpul vârstei iudeice s-a permis ca un bărbat să aibă mai multe soții, sau etc., etc. Și uite că reglementările pentru noua vârstă spune fiecare bărbat să aibă bărbatul femeia lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Și se justifică că acolo a fost permis. Deci a nu ține cont de regulile prezente înseamnă a nu umbla pe calea mântuirii care acum este în vigoare. Și în consecință, orice neascultare de ce Dumnezeu spune într-un anumit fel, în timp ce Spiritul Sfânt ne arată, înseamnă a nu umbla pe ea. Deci Spiritul Sfânt ne arată calea. Nu gândirea noastră, nu abilitatea noastră, nu înțelepciunea sau talentul nostru, ci ce este scris. Deci Spiritul Sfânt ne arată prin ce este scris, după cum și Domnul a spus, este scris așa. Și când cineva a venit, Satan, cu interpretări greșite, că se poate așa, așa că e scris, și Domnul a spus, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău, să nu faci ceva contra cu ce este scris. Cam atât. Da, mulțumim. Deci iată o primă idee. Spiritul Sfânt arată calea spre mântuire. Da. Cred că este foarte important acest aspect, dar cred că pe lângă acesta mai sunt și alte aspecte mai departe ceea ce face Spiritul Sfânt. Da, sora Anuță Coman, te ascultăm, sora Anuță. Așa, domnule fraților. Pace. Spiritul Sfânt a făcut o mare lucrare întâi cu Domnul Iisus, cu ales calea umilințe la Calvar. O pus prețul de răscumpărare, ne-o făptuit lucrarea și ne-o condus ca Tatăl să fie mulțumit cu jertfa Domnului și lucrarea care a făcut-o pentru om, ca și biserica la timpul ei să facă ca să poată lua parte și el să aibă parte din Spiritul Sfânt a Domnului și a Tatălui. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, sora Anuță. Deci, iată, ascultarea de Tatăl prin sau datorită Spiritului Sfânt de care a fost condus însuși Domnul nostru Iisus și tot timpul el arăta spre Tatăl și admitea că numai puterea Tatălui este, numai El este totul în tot. Iată, l-a făcut ca El să-și poată duce la îndeplinire această lucrare grandioasă, măreață de răscumpărare a întregului neam omenesc. Da. Să, frate Ioan Berci, te ascultăm. Tot în legătură cu asta, să vedem ce mai face Duhul Sfânt sau Spiritul, cum am vrea să-i spunem, citesc din Isaia 42. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga și nu își va ridica glasul și nu îl va face să se audă pe ulică. O altă lucrare, trestea frântă nu va zdrobi. Mucul care mai arde încă nu-l va stinge, va vesti judecata după adevăr, el nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostrovele vor nădăjdui în legea lui. Dacă am comentat aceste versete, e o lecție întreagă ce va face Duhul care a fost pus peste Domnul, adică lucrarea Tatălui prin Fiul. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Ion. Așa este. Da, frate Cornel Brie, te ascultăm. Duhul Sfânt este extrem de important în viața unui copil al lui Dumnezeu, pentru că scrie în Scriptură, Apostolul Pavel spune în Romani că dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci,
dovada că noi aparținem lui Dumnezeu, suntem călăuziți de Dumnezeu, este posesia Duhului Sfânt. Voi citi un verset din 2 Corinteni 3 cu 18, unde scrie: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Deci ceea ce realizează schimbarea noastră din firesc în spiritual este a privi cuvântul lui Dumnezeu, și această schimbare în chipul lui Hristos se realizează nu prin forțele noastre proprii, prin inteligența noastră, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Și încă un aspect pe care l-am sesizat în ceea ce s-a citit în comentariu, că Duhul Sfânt nu numai că i-a arătat Domnului calea pe care trebuie să meargă, să-și înfăptuiască misiunea pentru care a venit, dar tot prin Duhul Sfânt a văzut făgăduințele nespus de mari și scumpe dincolo de înjosire, de umilire, de moarte. Tot așa și credinciosul, biserica, vede nu doar calea îngustă pe care trebuie să meargă, dar vede și făgăduințele care sunt făcute celor biruitori. Mulțumesc! De primul la microfon, frate Dan, că nu-ți aude. Da, scuze. Ziceam că este foarte adevărat ce zicea fratele Cornel. Are multe valențe rolul sau funcția Spiritului Sfânt în viața celor credincioși. Când am pus această întrebare, cred că mă gândeam că o să fie aici o pagină întreagă de mâini ridicate, pentru că mai presus de a înțelege aceste lucruri teoretic, cred că fiecare dintre noi trebuie să simțim în viețile noastre ce a reprezentat acest Spirit Sfânt, cum a lucrat El în viețile noastre pentru mântuirea noastră sau în favoarea mântuirii noastre. Cred că aceasta e cumva și aș putea pune întrebarea cum am simțit noi, cum simțim noi Spiritul Sfânt în viețile noastre, rolul Lui. Da, frate Morariu, te ascultăm. Așa este, fraților, și totuși este un principiu fundamental de care noi trebuie să ținem cont. Este o diferență între ceea ce a fost persoana Domnului și ceea ce suntem noi. Este adevărat, pentru că în Biblie este scris în felul următor: cine primește mărturia Lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Dar nouă lucrurile stau invers. Noi putem primi o anumită cantitate de măsură din privința aceasta, dar cu toate acestea avem în Scriptură o dovadă și care trebuie să fie confirmată și vie în viața de zi cu zi. Noi toți, cum spunea un antivorbitor un pic mai înainte, privim ca într-o oglindă. Dar este un alt punct. Noi toți vrem să ajungem la statura de plinătate de oameni mari în Hristos, în final. E adevărat că ce vom fi încă nu s-a arătat. Dar când se va arăta El, vom fi ca El, că îl vom vedea așa cum este. Dar până atunci, Domnul nostru a fost acela care a primit de plin toată puterea ca să poată duce la îndeplinire toate condițiile care se rezolve problema întregului neam omenesc și a acestui pământ care încă e sub blestem. Dar pentru noi mai sună un lucru. Îmi spune așa, zice: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evangheliei, mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Dragii mei, cred că este o diferență între ce spune Evanghelistul Ioan, capitolul 3,
versetul 34 și ce spune Pavel în Efeseni 1 cu versetul 13. Zice aici, voi repeta încă o dată pentru bunăstarea și liniștea noastră spirituală, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Deci, și din coace spune așa, și voi după ce am, adică noi după ce am auzit cuvântul adevărului, Evangheliei mântuirii noastre, am putea să spunem așa exact în parte pentru fiecare dintre, am crezut în El și am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Este diferență, fraților, între una și alta. Eu cred că da. Eu cred că da. Pentru că noi, ca copii al lui Dumnezeu, cum spune Apostolul și Petru și Pavel, dar Apostolul Petru, ca niște copii născuți de curând, să dorim laptele curat și duhovnicesc prin care să ne dezvoltăm la statut de plinătate de oameni mari, cu alte cuvinte în Scripturi. Și aici denotă încă o dată, el a primit deja, așa cum se spune din profeția lui Isaia, dragii mei, capitolul 11, versetul 2, vă mulțumesc. Da, mulțumim, frate Morariu. Frate Aurel? Duhul Sfânt poate să fie interpretat în mai multe feluri. Apostolul Pavel, ne amintim într-un loc, nu știu dacă în Filipeni sau unde spune că el ne dă și voința și înfăptuirea. Dar este tradus greșit. Pentru că... 1 Corinteni 1 cu 30. Mulțumesc. Pentru că Dumnezeu nu lucrează cu noi ca niște roboți. Traducerea corectă și care este redată de frate Russell, dar din greșeală uneori s-a citat scriptura respectivă din când în când, s-a luat din Biblia românească și nu s-a uitat că de fapt în original spune altceva. Acolo spune că Dumnezeu ne dă totul ca noi să voim și noi să înfăptuim. Nu ne dă voința și înfăptuirea, că altfel am fi roboți. Deci ne dă să înțelegem, să apreciem voința sa, adevărul, să vedem starea noastră și ne dă imboldul să apreciem și să îl primim. Dar rămâne problema noastră, dacă noi primim Duhul Sfânt, dacă primim bătaia la ușă și deschidem ușa, o adoptăm în viața noastră sau nu. Deci a primi Duhul Sfânt este problema noastră, nu este o problemă de miracol în care Dumnezeu ne dă sau nu ne dă, ne concepe sau nu ne concepe. Conceperea este partea noastră, adică Dumnezeu ne dă imboldul prin Duhul Sfânt și conceperea înseamnă acceptarea noastră a voinței lui Dumnezeu. Și când o acceptăm și ne angajăm să facem voia lui, de fapt acel moment este conceperea de Spirit. Sau primirea unei vieți noi arătate de Dumnezeu prin Spiritul Său, prin Cuvântul Său. Cam atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Sora Daniela Șeștean. Acum atât îndrăznesc, frate Daniel. Nu e nicio problemă, te ascultam. Am găsit și eu ce vreau să accentez, mai bine zis, din paragraf, câteva rânduri. Numai în măsura în care cineva primește Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, este în stare să vină pe linia bună a părtășiei cu Tatăl și cu Fiul, așa încât să poată înțelege care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, și să o facă. Numai prin Spiritul Sfânt suntem îndrumați dincolo de simpla literă a mărturiei divine la o pregere cu vineta lucrurilor adânci ale lui Dumnezeu și a tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le are în păstare pentru cei ce iubesc. Mă opresc aici, am vrut să accentuez că eu vorbesc foarte mult cu cei care nu sunt la credință și bineînțeles că nu pot să înțeleagă dacă nu au Spiritul Sfânt. Atât de aia am vrut să înțeleg. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, așa e. Nu pot nici să înțeleagă pentru că nu au nicio trăire de felul acesta și atunci cu atâta e mai greu de înțeles. Da. Frate Cornel Mureșan, te ascultăm. Da, mulțumesc, fraților. Pacea Domnului. Pace. Aici în Ioan 14 cu 21 zice că cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Acela are Spiritul Sfânt după părerea mea, că e drag ce-a învățat și se sâlește să le îndeplinească. Domnul Iisus zice că pe acela îl iubește și el
și iubit va fi și de către Tatăl. Și viața veșnică este aceea ca să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis. Deci noi trebuie să avem cunoștință. Noi nu putem avea Duhul Sfânt fără cunoștință, că astea merg mână în mână. Trebuie să știm ce credem, de ce credem și ce rol are să credem și care e, cum s-ar zice, premiul Oscar sau care ne-ar fi rezultatul la sacrificiu. Că vedem că pe calea asta trebuie să ne sacrificăm, trebuie să ne sălim, trebuie să avem obstacole, adică sunt obstacole, noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu să le putem trece prin credință și în făgăduință să avem cea mai mare speranță. Dacă le cunoaștem, atunci putem avea încredere 100%. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Cornel. Frate Ioan Bergi. Cu aceasta, cu Duhul Sfânt, din 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, că ați fost cumpărați cu un preț? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și prin Romani 5:5 zice că dragostea lui Dumnezeu a fost și turnată în inimile noastre, tot prin Duhul Sfânt. Îmi vine minte iar din Faptele Apostolilor, din capitolul 20-28, acolo unde zice că lua seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop sau învățător, privighetor, ca să păstoriți turma lui Dumnezeu pe care și-o câștigat-o prin Domnul Iisus cu însuși sângele său. Și mai multe citate în legătură, dacă le luăm așa numai, mai lăs și pe alții. Da, mulțumim, frate Ion. Na, dacă aici mai este ceva de completat, de adăugat referitor la acest aspect, rolul Spiritului Sfânt, am văzut câteva răspunsuri, câteva gânduri, atât în legătură cu rolul lui în viața Domnului Iisus, cât și în viața celor credincioși. Da, frate Pătru, te ascultăm? Vreau să citesc și eu două versete, evident că ceea ce Pavel spune și se roagă chiar pentru toți. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cer și pe pământ. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavii sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din înăuntru. Vedem că e foarte important, vedem că-s doi oameni și unde trebuie să ne întărim cu putere. Și Pavel se ruga în omul dinăuntru, care el nu mă poate pricepe și are nevoie de acest Duh. Păi când ăsta pământesc, nu-i place. Da, mulțumim. Așa e. Frate Vasile, Bud, te ascultăm. Pace tuturor. O explicație între pecetluirea cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Mulțumesc. Da, fratele Vasile, ar dori să o explicație dacă este diferență și ce ar reprezenta pecetluirea cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Dacă cineva poate răspunde la aceasta. Da, frate Aurel. Este ca la școală, ca la examen. Avem mai multe materii la care trebuie să luăm examenul la fiecare. Umplerea înseamnă acumularea de cunoștință și dezvoltare de caracter la fiecare cerință, la standard. Dar pecetluirea înseamnă recunoașterea finală. Deci pecetluirea înseamnă, de fapt, aprobarea finală că am ajuns dezvoltarea cerută pentru a fi parte din trupul lui Hristos. Deci aceasta este diferența. Acum, sigur că pecetuirea pot să o vadă și alții, probabil cei care sunt și ei plini la rândul lor de Spiritul Sfânt, așa cum învățăm că
făpturile noi în Hristos se cunosc unele pe altele după Spiritul Sfânt, după voința Sfântă a lui Dumnezeu, pe care ei țin cu sfințenie, cu iubire, nu de frică, din iubire altruistă, în fiecare aspect a ei, și doare puternic când orice abatere în ei sau în jurul lor se întâmplă. Și când văd reacția altora în felul acesta, ei se recunosc. Dar alții care nu au acest spirit dezvoltat, ci sunt mulțumiți așa cu măsură mediocră, nu pot recunoaște asta. Probabil că uneori chiar deranjează când cineva insistă. Cineva insistă că un anumit aspect al cuvântului lui Dumnezeu este tolerat, este călcat. Deci nu, tăcere, liniște, să fie, totul e bine, mergem înainte, nu mai vorbim că nu e în regulă, totul e în regulă, în timp ce de fapt nu este. Cam atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Frate Cornel, Brie? Aș citi un verset din Efeseni, capitolul 1, versetul este 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, în paranteză, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Deci eu aș înțelege că Duhul, pecetea, ar putea fi sigilul lui Dumnezeu sau garantul că suntem proprietatea Lui, că aparținem lui Dumnezeu, semnul aprobării divine pentru un copil al Lui. În ceea ce privește umplerea, e un proces. Umplerea e un proces care ține toată viața. Începe la consacrare, când Dumnezeu ne acordă Duhul Sfânt și este acea putere transformatoare care trebuie să acționeze până la sfârșitul vieții noastre. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Cornel. Frate Aurel, te rog. Poate că aici este mai greu de celălalt sau de deosebit. Exact, e adevărat, Duhul Sfânt îl primim la început când intrăm în familia lui Dumnezeu prin consacrare și prin viața care o manifestă oricine ca un copil ascultător al lui Dumnezeu. Dar este o pecetuire de aprobare de intrare în familia lui Dumnezeu. Dar nu este pecetuirea finală ca membri finali despre care vorbește în Apocalips, unde spune că am văzut vântul să stea până vor fi pecetuiți. E vorba de pecetuirea finală, nu de pecetuirea de aprobare de intrare în familie. Deci există fazele acestea de pecetuire sau de pe sesiuni, ca la examen, ca la facultate. Deci să ai luat sesiunea asta, poți să mergi mai departe la anul viitor, dacă nu rămâi în clasa aceea. Dar pecetuirea despre care vorbește Scriptura, de care este absolut nevoie și pe care unii nu reușesc să o atingă și rămân în clasa turmei mari, pecetuirea finală este deci aceasta, a fi plin și și umplerea sau pecetea este dată de declarații frumoase, de zâmbete frumoase, de ochi frumoși, ci de fapte trăite în ascultare și frică, cu tremur de Dumnezeu și cu plăcere în același timp de a face voia lui Dumnezeu, indiferent ce costă. Cam atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Cred că aici, cred că această problemă o putem privi din două perspective, cred că ambele corecte. Și una și alta, numai la timpul lor și în felul lor. Da, mulțumim. Nu știu cine a mai avut. Frate Pătru, ai avut microfonul pornit. Dacă vrei să spui ceva, pornește-ți microfonul. Tot în asta direcție am vrut să amintesc și eu, în care au amintit fratele Cornel și fratele Aurel, că umplerea, vedem că acceptarea, ca să primim Spiritul Sfânt, el a început o măsură când facem pasul al doilea, care Pavel ne spune în Romani, în capitolul 12. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerescă, vedem și aici, vedem că de aici primim pecetea, acceptarea. Dar trebuie să avem în continuu să ne umplem cu Spiritul Sfânt, cu Duhul Sfânt, pe măsură ce golim. Iar pecetluirea e la capă când ne-am terminat lucrarea. În direcția asta, vedem că am vrut să merg și eu.
Sunt două lucrări. Începutul, hotărât când vrem să aducem corpul ca o jertfă vie, de aici încolo Tatăl ne dă pe măsură cum dorim noi și lucrăm. Da, mulțumim. Da, cred că într-o oarecare măsură s-a răspuns la această întrebare. Haideți să în 10 minute cât mai avem, 15 cât mai avem la dispoziție, haideți să vedem al doilea aspect al rolului Spiritului Sfânt în ceea ce privește viacul milenar. Care va fi rolul Spiritului Sfânt? Am văzut rolul Spiritului Sfânt în viacul evanghelic, atât în Domnul cât și în urmașii săi. Haideți să vedem care va fi rolul Spiritului Sfânt al lui Dumnezeu în ceea ce privește lucrarea viitoare de mântuire a întregului neam omenesc, lucrarea vârstei milenare cu întreg neamul omenesc. Care va fi rolul Spiritului Sfânt în această lucrare? Vă rog, haideți cu curaj că timpul trece. Da, frate Grigor? Ioan? Mai întâi pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Asta e o dovadă a Spiritului Sfânt. El va face lucrul acesta. Adică o face biserica cu puterea aceasta. Și apoi sunt și alte dovezi. Respectarea legii lui Hristos. Iară cu această putere se va face. Și alte și alte lucruri. Plus, zice Ioel, voi turna din spiritul meu peste toată carnea ca să poată face lucrurile care îl va cere Hristosul. Mulțumesc, sunt multe lucruri și alții, frate. Da, mulțumim, frate Grigor, așa e. Frate Nicolae Zoicaș? Da, așa cum zicea și fratele Ion, Spiritul Sfânt acesta, după cum am citit, trebuie să fie un spirit de blândețe, de bunătate, de iubire. Deci oamenii care vor fi intrat pe calea înaltă a marei școli de învățare a dreptății, ei numai decât trebuie să fie întâi umiliți, trebuie ca și biserică. De altfel. Și biserica pleacă de la această treaptă de jos a umilinții și trebuie să țină acest standard al umilinții până la sfârșitul căii sale. Și pe baza acestei stări de umilire, Domnul dă înțelepciune, Domnul dă mângâiere, dă liniște, dă pace, dă bucurie. Deci vedem că și oamenii trebuie să primească exact aceleași calități morale, mentale, pe care le are însăși Tatăl Ceresc și Fiul Său și toată familia divină. Deci toți trebuie să aibă același spirit al iubirii, Spiritul Sfânt al iubirii, al bunătății, al îndurării, al facerii de bine. Deci o armonie, o iubire, o nu știu cum să explic. Foarte frumos va fi. Mulțumesc! Da, mulțumim, așa e. Poate nici nu putem explica de multe ori, dar știm și credem, suntem încredințați că va fi frumos. Așa e, frate Nicolae. Frate Aurel? Cred că în pilda cu oilor și cu caprele arată foarte frumos acest lucru. Cum Spiritul Sfânt va lucra, va dovedi. Pentru că Spiritul Sfânt nu doar va arăta, ci va și dovedi. Va lucra în cei care îl primesc, care îl acceptă, se angajează și ca și nouă. În timp ce ne iluminează calea, ne arată, ne dă imboldul, dar nu facem locul nostru. Dar dacă noi ne angajăm, atunci primim în mod miraculos, nu ne dăm seama cum primim și putere de a face mai departe, cum spune mana din 25 martie de luna asta de zi, în măsura în care pășim în lumină, nu ne dă lumină mult în față, lumina pentru dezvoltare, bineînțeles, a caracterului. Că teoretic putem avea despre alte lucruri, dar aici e problema, că chiar dacă avem cunoștință și nu pășim în ea, suntem zero în fața lui Dumnezeu. Dar, deci, iar puterea de a înțelege caracterul nostru, ce trebuie să facem, să dezvoltăm și să facem, este, ni se dă în raport cu umblarea noastră în lumina care ni se dă și apoi putem vedea și mai mult. La fel și lumea. Și ce spune Domnul la urmă, cum le spune?
veniți binecuvântate Tatălui meu, căci am fost, cum? Am fost bolnav, am fost la închisoare, am fost flământ, am fost setos și așa mai departe. Și ați venit și m-ați ajutat. Deci ajutorul și în prezent, ca și în viitor, va fi când cineva e bolnav, e bolnav și îl ajuți. Nu-l pui la lucru, nu-i dai funcții, ci îl pui să îl ajut să se însănătoșească. Dacă e bolnav sau ia închisoarea unor gândiri greșite sau anumite lucruri, îl vizitezi până când se face bine. Chiar dacă nu te înțelege, nu te primește, nu-ți primește darul care îl duci, nu te superi pe el, îl vizitezi din nou, din când în când și cât poți să-l cauți să-l ajuți până se face bine. Deci aceasta înseamnă de fapt a ajuta, nu a tolera, a prebolna să rămână, lasă că s-o face el bine. Deci noi trebuie, Domnul spune, am fost bolnav și m-ați vizitat. Deci pentru ridicarea neamului omenesc va trebui concursul fiecare individ. Și reproșul la cei care l-alți spune, mergeți pentru că am fost bolnav și n-ați venit la mine. Am fost la închisoare, n-ați venit la mine. Deci vedem, nu le spune că au făcut lucruri rău, dar că n-au activat în Spiritul lui Dumnezeu, în Spiritul de ajutorare, de iluminare a celui care e la închisoare. Și așa mai departe. Aceasta este dovada Spiritului Sfânt, fie azi, fie în mâine. A lucra, a fi activ, nu a fi mulțumit că l-am primit, eu-s bine și treaba lor alții să se descurce. Da. Mulțumim, frate Aurel. Cred că e important acest aspect, a înțelege că Spiritul acesta, primit atât acum cât și în viitor, ne face și îi va face pe cei de atunci să devină lucrători. Da, sora Victoria Șeulean, da, te ascultăm, dacă... Da, vreau să citesc și eu versuri de la 2 Corinteni 3:16. De ori, de câte ori vreo unul se întoarce la Domnul, marama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Mulțumesc! Da, mulțumim, așa este, iată ce face, printre altele, Duhul Domnului. Da, mulțumim. Dacă mai cineva mai are aici, mai este loc de un răspuns măcar, da, frate Morariu, te ascultăm. Iertați-mă îndrăzneala, scam obraznic, dar așa se cuvine, pentru ca să mai spun două lucruri care sunt... E jumătate, ești iertat deja. Care sunt foarte esențiale pentru prezentul și pentru viitor. Dar acum, dacă s-a pus problema pentru viitor, lucrurile stau în felul următor. Calea dreptului este neprihănirea. Tu care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului, zice Isaia 26 cu versetul 7. Și Zaharia completează spunând cam așa: tot așa acum mă întorc în acelea zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Deci toate aceste lucruri eu le urăsc, zice Domnul, citat din Zaharia, capitolul 8, versetul 15 și versetul la 15 la 17. Deci o concluzie este de drept. Dacă aceste lucruri în viitor nu se vor aplica în Constituția de drept adevărului, cum spunea Isaia 26:7, atunci cu siguranță lucrurile vor sta altfel, dar nu vor mai fi ca acum, ca nu putem să ne bănim unii pe alții, să ne judecăm unii pe alții, să ne mai dăm interpretări unii față de ceilalți, că nu suntem pe aceeași lungime, nu gândim la fel, nu înțelegem la fel. Dar atunci lucrurile vor fi atât de clare pentru toți în măsura în care ei vor da dovadă de ascultare. Și am văzut câteva principii și puncte esențiale de care noi ar trebui să ținem cont, că Dumnezeu este acela ieri, azi și în veci și El nu se schimbă.
el are directiva lui și va pune în aplicare pentru a așeza iarăși toate lucrurile într-unul singur, cum zice Efeseni, Pavel 1 cu 9 și 10. Vă mulțumesc! Da, mulțumim! Mulțumim, frate Morariu! Mulțumim Domnului și pentru această seară, pentru părtășia pe care am putut-o avea împreună, pentru ceea ce am putut să învățăm, să observăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Sper că eu personal sau fiecare cred că are această dorință ca aceste lucruri să nu rămână doar la stadiul de teorie, adică le știm bine și ne mulțumim cu atât, știindu-le, cred că se cuvine și aceasta ne responsabilizează să le aplicăm fiecare în viețile noastre. Voi da citire la mana de mâine, 31 martie, mana de zi, care spune: luptă-te lupta cea bună, a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. 1 Timotei 6,12. Explicația ne spune: fie că lupta noastră este publică, fie că este în particular, ea trebuie să existe. Și mai mult decât atât, trebuie să se facă progrese și să se câștige victorii, căci altfel niciodată nu putem fi recunoscuți de Domnul ca biruitori. Noi trebuie să avem și un alt gând în minte. Când Domnul ne va trage la socoteală, va aprecia mai mult spiritul de care am fost conduși decât rezultatul ostenelilor noastre. Având în vedere acest lucru, să fim atenți ca nu numai să facem din toate puterile ceea ce mâinile noastre află de făcut, dar să ne străduim ca fiecare sacrificiu și dar pentru Domnul și cauza Lui să fie atât de plin de iubire și devotament, încât El în mod sigur să-L aprobe. Să fie făcut din iubire față de El și a Lui și nu din slavă de șartă. Iar textul de seară, 30 martie, ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Apocalipsa 15:3. Și explicația ne spune: cu cât ajungem să apreciem mai mult justiția divină și dreptatea sentinței la moarte împotriva rasei noastre, cu atât ajungem să apreciem mai mult iubirea și mila lui Dumnezeu față de noi și să ne bucurăm că El n-a dorit ca vreunul să piară și de aceea a făcut o pregătire destul de largă, destul de înaltă și destul de adâncă pentru ca toți să se întoarcă la El și să trăiască și să aibă viață veșnică. Această pregătire a milei nu poate ignora păcatul și nici nu-i poate permite păcătosului să-l ignore. Este necesar ca răscumpărații să știe, să-și dea seama de starea lor căzută, de justețea sentinței lor la moarte și să recupere și că recuperarea lor este în întregime din mila divină. Dacă nu învață această lecție, nu vor putea aprecia niciodată aranjamentele divine și singurele condiții pe baza cărora Dumnezeu le-ar putea acorda viața veșnică, condiții de acceptare a harului și iertării lui Dumnezeu și de ascultare de El și de principiile sale de dreptate. Mulțumind încă o dată Domnului și pentru această seară, vom încheia adunarea noastră cu o cântare. Cântarea va fi 79, cântarea din mană. Este o cântare un pic mai lungă, dar cred că este foarte frumoasă. Iar...